Mai mulți moldovenii care au mers la muncă în Portugalia ar fi exploatați de angajatori și sunt lăsați fără salariu. Oamenii sunt cazați în condiții inumane și au fost deposedați de pașapoarte. Printre aceste persoane a fost și Eugen Terente, care a reușit să revină acasă după ce fratele lui, actorul Ronin Terente, a relatat despre această situație pe o rețea de socializare și a sesizat Ambasada Republicii Moldova de la Lisabona. Ministerul Afacerilor de Externe și Integrării Europene a anunțat că autoritățile portugheze au inițiat o anchetă în acest caz. Actorul Ronin Terente a scris pe Facebook că fratele său, Eugen, a ajuns în Portugalia cu ajutorul unei companii care i-a promis un loc de muncă legal. Odată ajuns acolo, Eugen a fost deposedat de pașaport și obligat să culeagă pepeni verzi fără a fi plătit. Situația a fost reclamată public și de jurnalistul Doru Dendiu, potrivit căruia în satele din apropierea orașului portughez Beja ar fi exploatați sute de moldoveni care nu pot să revină acasă. El a postat și imagini cu încăperile în care ar locui aceștia. Oamenii dorm jos pe saltele în încăperi care par a fi depozite. Potrivit lui Dendiu, racolarea muncitorilor din Moldova ar fi fost intermediată de două persoane cu numele de Mădălin și Dumitru. Am încercat să discutăm cu ei, însă la unul dintre numerele de telefoane ne-a răspuns o femeie. Ea ne-a spus că muncește în Portugalia la cules pe pen verzi și că ar fi plătită pentru muncă. La un alt număr de telefon ne-a răspuns un bărbat care însă a negat că ar avea legătură cu angajarea moldovenilor în Portugalia. Am sunat la compania de transport care, potrivit jurnalistului Doru Dendiu, ar fi dus grupul de moldoveni în regiunea orașului Beja, însă administratorul firmei ne-a spus că nu știe în ce condiții se află cetățenii moldoveni după ce ajung în Portugalia. Fiecare pasager care se duce în Portugalia sună și se rezervează loc, ajunge la locul destinației și e valiza și pleacă unde îl duc ochii. Pe noi nu ne interesează unde se duc ei și cum se duc. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene precizează că a transmis toate informațiile acumulate și instituțiilor competente din Republica Moldova pentru a fi investigat presupusul caz de trafic de ființe umane. Ambasada Republicii Moldova la Lisabona, imediat ce a intrat în posesia informațiilor și materialelor care indică la activități de trafic de ființe umane, a întreprins demersuri pe lângă autoritățile portugheze pentru dispunerea unei anchete referitoare la situația cetățenilor moldoveni din regiunea Beja, Portugalia. Am încercat să aflăm dacă oamenii legii din țara noastră au inițiat o anchetă, însă ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, nu ne-a răspuns la apeluri și nici la mesaje. Persoanele care cunosc informații despre potențiale victime ale traficului de ființe umane în Portugalia sunt îndemnate de autorități să apeleze la numărul de telefon afișat pe ecran.